Marți 17 august, conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, stadiul construcției sediului ADR Sud-Muntenia Corp B, determinată de supraaglomerarea spațiului existent, de volumul mare al documentelor ce se impun a fi arhivate, precum și de perioada de depozitare a acestora, realizarea clădirii va conduce la obținerea de spații noi. Două arhive, 19 birouri, două săli de ședințe, zone comune și tehnice, reprezentând o suprafață desfășurată de 1953 metri pătrați. La sfârșitul lunii august se estimează semnarea procesului verbal de recepție al lucrărilor. Menționăm că procedura de achiziție a avut loc în anul 2019 și a avut o durată de 3 luni, fiind realizată prin procedură simplificată. Adiacent clădirii vor fi realizate 400 de metri pătrați de alei carosabile, 165 metri pătrați de alei pietonale și 90 de metri pătrați de spații verzi. În această perioadă suntem aproape de a finaliza, bine, e finalizată clădirea cel de-al doilea corp al agenției. Mulțumim lui Dumnezeu și constructorul și tuturor că am reușit să terminăm într-o perioadă în care să faci o construcție. Este efectiv la făcută. Uitați-vă ce se întâmplă cu prețurile la materiale și seriozitatea umană dintre constructori și așa mai departe. Noi suntem aproape de finalizare. O să rog pe colega mea, doamna directoare Tache, să vă dea câteva amănunte despre proiect. Bună ziua! Doar câteva minute despre obiectul de investiții. El a fost început în data de 13 mai 2019, ca și proceduri de lansare, de procedură simplificată, finalizat în 12 august 2019, cu o valoare estimată a achiziției de 6.589.116 lei. Două secunde, deci uitați-vă, a durat 3 luni achiziție. Așa că dacă facem caiete de sarcini ca lumea, putem să scurtăm perioada, adică să nu mai vedem mereu că legislația ne prelungește foarte mult în achiziție. Da? Deci e o procedură, într-adevăr, nu le dai atât 30 de milioane de euro, dar totuși o procedură pentru care unii stau și am de zile, 3 luni de zile. Scuze, doamne. Valoarea inițială a contractului de execuție lucrări 6.314.029,55 fără TVA. Valoarea finală, respectiv, a mai crescut puțin cu partea de cheltuieli diverse și neprevăzute, ajută 2%, 6.432.194,09 lei. 12 luni în execuție, am avut și o perioadă de suspendare datorită COVID-ului, dar și câteva evenimente ploi meteorologice, dar generate de partea mea. Lucrarea a fost finalizată pe 9 aprilie 2021. Mai avem ultima situație de lucrări în casă pe care o plătim săptămâna aceasta. Au mai fost unele discuții cu constructorul. Sperăm că la sfârșitul lunii august să facem procesul verbal de recepție a lucrării. Câteva imagini cum arată clădirea diferite ipostaze. Suprafața desfășurată este de 1935,95 metri pătrați, suprafața utilă 1672. De unde a pornit necesitatea acestei investiții? Supraaglomerarea spațiului actual și ca niște date, în momentul de față la Călăraș suntem 118 angajați, numai aici. În condițiile în care acest spațiu a fost gândit inițial pentru 60 de persoane, suntem dublu, să spunem, fără să luăm în calcul viitoarea noastră calitate, să spunem, în care ar trebui să o avem de autoritate de management, unde nu am început să facă angajări în acest sens, dar și partea de arhivare, unde o să vă invităm să vedeți niște zone de spații de arhivă dotate cu tot ce se poate în momentul de față. Am înțeles că Biblioteca Națională a mai avea așa ceva. Nu știu dacă mai există o clădire în Călăraș și cu astfel de dotări. Ce am obținut? 19 spații de birouri cu 715 metri pătrați, două săli de ședință de 234 de metri pătrați, spații de arhivare 242 de metri pătrați, spații comune și tehnice 761 de metri pătrați,
1953 de metri pătrați. Vă mulțumesc frumos și dacă aveți întrebări și la fața locului, cu cea mai mare plăcere vă răspundem, dacă nu și acum. Cum preconizați că veți începe activitatea în nou sediu? Păi, de săptămâna viitoare începe mutare, dar, de fapt, nu trebuie să facem procesul de recepție, trebuie să facem recepția cu primărie, cu ISC-ul, cu ISU. Da, noi sperăm ca la vis, nu septembrie, în luna septembrie este mutată. Arhiva a fost mutată deja? Nu. Pe încă nu e clădirea noastră, ca să spun așa. A, nu, azi e preluat. N-am preluat. Acum, în august, în sfârșitul august, o să facem procesul de bani de credere și o să mai dureze puțin, pentru că trebuie să vină și cei de la arhive, după ce avem totul de la ISU rezolvat, ca să putem să o acredităm ca arhivă autorizată, omologată. După care, domnul director este mai optimist, eu sunt puțin mai pesimist, avem o întreagă arhivă în zona, la clădirea de la Fordov, care este plină, cotușită de hârtii și pe care trebuie să o operăm în arhiva nouă și inclusiv de aici, de jos, unde avem un stil, uite așa, să spunem, una peste alta. Câți ani sunteți obligați să păstrați arhiva? Adică 5 ani de la finalizarea fiecărui program la nivel național. În momentul de față s-a închis Fare 98, Fare 2001 și cred că Fare 2003, deci restul de Fare nu este închis, iar programele operaționale nici atât. Deci, mulți ani. Da. Păi și de la minister, când e venit solicită de la DLA, de la VBA, de la astea, și tu la aici. Că e nou, de fapt. Dacă mi-amintesc bine, să mă contraziceți dacă greșesc, a existat ideea unei pasarele, unei punți de transfer între cele două clădiri, va mai fi construită? E prezent și viitor. Deci nu la trecut. Deci rămânem. Da. O să vă arătăm la fața locului, la etajul 1. Am făcut o modificare din timpul construcției la unul dintre birouri, astfel încât în momentul în care o să construim pasarela să permită accesul spre cealaltă clădire. Câți angajați își vor desfășura activitatea acolo și câți vor rămâne aici? Aici vor rămâne maxim 60, vreo 40 și cam așa. Da, demisorul o să vedeți că este numai parte de spații de arhivare și numai zonă de tehnică. Nu este nimic, este un birou de arhivă, într-adevăr, acolo. Dar, clar, va degreva de aici aglomerația care este creată și, la un moment dat, probabil, dacă vom avea și alte atribuții, vom avea zona unde să putea să ne extindem. Da, eu am spus 40 că pleacă acum, dar acolo mai pot, vor mai putea fi angajat. Acum pleacă 40. Acolo ar putea să meargă, de exemplu, 110. 120 de persoane are maximum de utilizatori și avem o capacitate la sala de ședință de 170 de persoane. Odată cu lansarea noului program, bănuiesc că veți face noi angajări. Idee câți oameni vor veni? Deci noi avem un organigram aprobat, dar pe o estimare. Pe 2021, pe o estimare vis-a-vis de ce va trebui să facem, fiindcă încă nu sunt, nefiind gata procedurile pentru program, nu știm exact câți oameni va trebui să angajăm cu practic. Deci avem 40 față de organigrama anterioară, avem 40 de costuri în plus în agenție. Însă, pentru autoritatea de management, nu o să putem să o lăsăm numai cu angajații noi. O parte dintre angajații care sunt în actual organism intermediar vor fi transferați acolo, fiindcă ei au experiență fără de care va fi foarte greu să pornim activitatea, fiindcă aproape 80% din activitatea de organism intermediar este la fel cu activitatea de autoritate de management. Deci nu sunt lucruri pe care această autoritate de management le face noi în totalitate față de...
Și atunci avem deja un plan de transfer al personalului din actualul organism intermediar de autoritatea de management, care se va desfășura și cu cât vom avea mai puține proiecte rămase în programul actual, vom face transferul către viitorul program. Deși mai mulți vor proveni de aici. Dar, într-adevăr, vom face și angajări, fiind activități noi, vom face și angajări. Evident, vom ținti cât se poate de mulți tine și cât se poate de mulți călăci. Ați adus în discuție tine, trebuie să fim loviți de această pandemie. Știu că vară de vară aveați acel program cu studenții. Da. Cred că anul acesta nu l-ați organizat. Dar evident că l-avem de la anul vom relua dacă și condițiile. Voiam să vă întreb dacă dintre cei care au făcut acel stagiu de pregătire la dumneavoastră în cadrul programului au venit să se angajeze evident, după finalizarea... Au venit să se angajeze. Da, inclusiv șefii de... cine era? Stela. Dar acum a plecat, dar a stat mulți ani. A fost șefă de promoție. Șefa de la evaluare. Și șefa de la... Selena. A fost de la mine. Elena Antonescu. Deci avem cinci sunt. Da, și evident, adică nu facem degeaba. În momentul în care ne vom merge în celălalt sediu, noi am avut, dacă vă aduceți aminte, aveam în agenție inclusiv două mini-garsoniere, să spun așa, tocmai în ideea în care căutăm tinerii care sunt început de drum, n-au unde să stea, îi aducem din alte localități, în călăraș și să îi avem acolo. Din păcate a trebuit să le dezafectăm acele două garsoniere ca să facem loc de birouri, fiind foarte presant această nevoie. Dar acum, dacă vom merge înapoi, eu vreau să fac din nou garsoniere. Ca să avem posibil, nu știu, mă trezesc că vreau un copil bun, dar nu știu unde, dar să vin aici, să încercăm să-i agățăm într-un fel, să credem acolo un motiv în plus să vin în Călăraș. Că și așa, foarte puțin se întoarcă în Călăraș. Și sunt atâți copii buni care termină școli din Călăraș, dar aproape că nu iau un calul să revin acasă. Aproape nu e să revinesc. Asta cu practica, toate instituțiile publice o pot aplica. Fără. Deci nu există. Mai ales că primim și bani. Deci, dar nu primim bani de la AJOFM, cum era, de fapt, nu primim bani. Să facem 50% în salariul lor, e plătit de AJOFM. Deci nu există nicio presiune mare pe buget. De fapt, nu ne dau bani, dar ne compensează datoriile noastre către AJOFM. Ne iau un calcul de 50% de salarii pe care îl plătim studenților, ne dă asta. Adică nici asta nu e interesant financiar.